Dominic Triț, primarul Timișoarei, anunță finalizarea reabilitării pieței Doina. Atât comercianții cât și clienții au acum condiții civilizate. Practic, în piața Doina nu s-au mai făcut investiții serioase de 20 de ani. Acum a fost demolată vechea piață și ridicată de la zero una nouă, cu 50 de mese noi pentru producători și comercianți și renovarea completă a halei de lactate. Anul acesta, Primăria Timișoara a intervenit cu lucrări de reamenajare și modernizare în 5 piețe din Timișoara. Piețele au fost unul din domeniile neglijate în ultimii ani. Strategia noastră este să facem din piețele timișorene o alternativă reală pentru cât mai mulți timișoreni, care să găsească aici condiții civilizate și produse locale gustoase, a precizat Dominic Friț.